Alo, bună ziua, pizza Radu? Da, aș dori și o pizza, două pizza, nu, trei pizza casei, dar să aibă și bla din ala bun, Philadelphia, dacă se poate, bla din ala. Mm-hmm. Da, da, da. Întrebare. Știți cumva dacă în seara asta livrează băiatul ăla frumos, un alt brunet? Da? A, super, sigur vreau să prostesc comanda. Bun, 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 să vină cât mai repede. Da. Bună ziua, comanda de noastră. Trei pizza cu Vlad Philadelphia. Mai ce drăguț ești. Păstrează restul. A, mulțumesc, la revedere. Stai, stai, stai. Da, spuneți. Eu am comandat trei pizza mari și ar fi păcat să le mănânc singur pentru că sunt foarte mari și sigur o să rămână și păcat. De chiar, să știți, trei pizza mari, adevărul e că chiar mă gândeam, bă, și mata hală de omul are comandat de ta. Și dumneavoastră așa subțiric, dar e bun dacă intră, dar nu-i problemă, doamne. Domnișoara. Da, domnișoara, nu-i problemă că dacă mai rămâne, păi mâinile băgați frumos la frigider și le încălziți, mâinile și rămân la fel de bune, vă garantez eu treaba asta. Da, da, știi cum e altfel când ai companie, de exemplu tu, când mănânci cu prietena ta, e altfel decât când ești singur, nu? Păi de eu n-am prieteni, doamne. Domnișoara. Domnișoara. Deci n-ai prieten. Păi ce nu vrei să intri aici? Poate cine știe să găsim o prietenă pe aici prin casă. Cu străini așa nu îmi place. Dacă era cu dumneavoastră era ok, că deja ne știm la cât de des ne întâlnim. Dar așa cu o străină vă dați seama că nu vreau. Păi și de asta zic, nu vrei să intri? Să mai stăm de vorbă? Te mai întreb de job? Păi nu pot, doamnă, că am... Domnișoară? Da, domnișoară, nu pot, că am comenzi care mă așteaptă. Sărap, of, 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 așa muncitor ești tu, măi. Dar hai. Intră să bem puțin apă. Doamnă... Domnișoară. Da, domnișoară, să știți că un pahar de apă n-ar fi rău. Ar merge. Hai! Și ce mă gândesc eu când... stau așa singur prin casă și mă plictisesc. Mă gândesc așa cum ar fi să sune un bărbat așa frumos și prezentabil ca tine la ușă. Știți ce mă gândesc eu când stau singur acasă și mă plictisesc? Cum ar fi să am super puteri, gen super viteză. Vă dați seama ce rapid aș livra pizza atunci? Da, dar cum ar fi să folosești super viteza aia ca să ajungi super repede la mine? Păi dacă ați comanda, eu aș veni. Numai că dacă eu vin cu super viteză, trebuie să comand super rapid și trebuie să ai mulți bani. Păi eu comand destul de des, adică, na, și acum am luat trei pizza, doar ai văzut că... îmi place să te văd tot timpul. Și de-aia chiar mă gândeam, știi, eu sunt singură, tu ești singur și... mă gândeam, na, poate știi pe cineva care... Aaa, păi de asta mă tot întrebai pe mine, dar păi de ce n-ai spus așa? Păi normal că da. Da? Dar sigur! Super! Fii atent! Uite, ăsta e numărul lui Vărmiu, Tonica, el e singur și caută gagic. Îl sunați și vorbiți voi acolo, da? Hai, seară faină! Alo, măi vă rog, fii atent, mă! Am livrat pizza unei tipe foarte frumoase de aici și tot mă putea la cap, că e singur, că ar vrea pe cineva cu care să mănânce pizza, să bea un bar de vin, să... Îmi place așa să te întâlnesc și te văd de fiecare dată. Că am comandat trei pizza. Dar cum ar fi să-ți folosești super viteza ca să ajungi mai repede la mine? Shit. Hai că mai târziu. Mamă, dar cât ești de prost. Bă, dar cum te nu mi-am dat seama, bă, băiatule, bă? Da? Acum mi-am dat seama ce vreau de la mine. Of, în sfârșit. Că ați luat trei pizza doar ca să vorbiți cu mine. Exact. Păi în cazul ăsta, eu sunt direct și îmi place să fiu direct. În sfârșit! Uitați! A patra pizza, la trei pizza comandate, aveți una gratis. Să aveți poftă! La revedere!